是你掉下来的，被雪卷发大森林，越南一家的家奴，不是你掉下来的，被雪卷发大森林，越南一家的家奴。El a crescut înaintea lui ca o drăgasă slabă, ca un lastar care ieși dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirea și înfățișarea. Nu le avea nimic să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferință, era așa de disprețuit, căci întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre l-a purtat și durerile noastre l-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este spedesit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărăjelejile noastre. Pedeapsa care ne plăcașa a căzut peste el și prin mâinile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam pe toți ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să arată a fost chinuit și a suplit, n-a deschis gura deloc, ca o oaie dusă la mucelărie și ca o oaie mută între celor ce-o tun, n-a deschis gura deloc. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și loviți de oameni, loviți de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui a fost la un loc cu cel bogat, măcar ca să nu se vâscie nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vilceșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața lui ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprionit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea,
aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus pe numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multor și s-a rugat pentru cei vinovați. Thank you.